Declarația mea politică privește deprofesionalizarea funcției de arhitect șef. Trăim într-o țară care a fost urbanizată forțat, necorespunzător, timp de 45 de ani, fără a pune pe prim loc calitatea vieții locuitorilor și fără respect față de arhitectură. Nu a fost suficient? Vrem să repetăm greșeli? De câțiva ani vedem pe de o parte o dezvoltare urbanistică haotică, iar pe de cealaltă parte o ineficiență a sistemului de a ocupa pozițiile de arhitect șef din toate primăriile. Este normal să ne gândim la soluții, dar soluția pentru rezolvarea acestei probleme nu trebuie să fie diminuarea condițiilor de formare profesională. O astfel de deprofesionalizare este propusă prin proiectul de lege 359/2021. În ciuda tuturor semnalelor de alarmă repetate, transmise de către asociațiile profesionale. Și vorbim aici de Ordinul Arhitecților din România, de Registrul Urbaniștilor din România și de Asociația Arhitecților Șefi. Nu putem accepta ca ingineri economici să ocupe pozițiile de arhitect șef, mai ales în municipii și marile orașe. Ați accepta ca un inginer să avizeze și să coordoneze integral construirea casei dumneavoastră fără implicarea unui arhitect? Și atunci cum să avem pretenția ca acești ingineri economici să coordoneze planul urbanistic al unei întregi localități? Stimați colegi, o lege similară a trecut prin Parlament și a fost întoarsă spre reexaminare de către președintele României. Iar acum ce face guvernul? Ne propune o ordonanță de urgență cu aceleași măsuri, călcând efectiv în picioare punctele de vedere ale specialiștilor, ale asociațiilor profesionale. Și mă întreb de ce? Există oare niște posturi neocupate de arhitecți, șefi și niște ingineri care vor să le ocupe și nu îndeplinesc criteriile în acest moment? Și ne trebuie pentru asta o ordonanță de urgență? Lipsa arhitecților care să ocupe aceste posturi vacante este un motiv fals. Deficitul există într-adevăr, dar există preponderent în comune și în orașele mici, care au oricum un volum redus de activitate. Susținem pentru aceste situații instrumentul asociațiilor de dezvoltare, prin care se pot asigura în comun aceste servicii și garantăm astfel profesionalismul și o eficiență a costurilor. Administrația publică din România suferă puternic de deprofesionalizare și stă în puterea noastră să stabilim criterii clare pentru oamenii în mâna cărora lăsăm responsabilitatea dezvoltării orașelor noastre. Haideți să facem lucrurile responsabil, gândindu-ne cum vor arăta aceste orașe peste 10-20 de ani și de aceea vă invit pe toți să susțineți amendamentele pe care le-am formulat și care vor intra la vot în Comisia Administrației Publice și în plenul Camerei Deputaților și care vin în concordanță cu opinia asociațiilor profesionale.